Horoscop Dragoste, 24 septembrie. Berbec. Fii atent la promisiunile pe care le faci partenerului. Nu îți lua angajamente pe care nu le poți onora. Nu jura ce e în lună și în stele dacă știi că nu este așa. Toate acestea vor avea repercursiuni grave asupra relației. Dacă ești singur, trebuie să-ți păstrezi realismul. Nu e nevoie să ai așteptări prea mari ca să ajungi să fii frustrat. Taur. Diferite probleme îți tulbură relația de cuplu, dar încearcă să-ți păstrezi calmul pentru a pune lucrurile cap la cap. Ai nevoie de o atmosferă pozitivă, de o comunicare sinceră și deschisă, fără acuzații de o parte și de alta. Dacă ești singur, e o zi bună pentru flirt. Fii cuceritor și poate cineva va fi vrăjit de persoana ta. Gemeni. E o zi prielnică pentru clarificarea situației între tine și partener. Află ce îl nelumurește, spune ce nu-i convine. Dar ai grijă că totul să fie pe ton calm și constructiv. Dacă ești singur, se anunță o întâlnire care să-ți redea speranța că poți iubi din nou. Rac. Ai prostul obicei de a nu spune ce simți. Ai ținut grijile și problemele în tine și acum ești pe punctul de a exploda. Nu duce nicăieri această tensiune pe care ai fi putut-o rezolva atunci când era timpul. Încearcă să dezamorsezi situația până când nu e prea târziu. Dacă ești singur, nu aștepta să-ți cadă totul în brațe. Trebuie să acționezi pentru a obține ceea ce vrei. Leu. Poate fi o sursă de bucurie imensă atâta timp cât nu lași stresul de la birou să îți intre în dormitor. Dacă ești singur, ai șansa să cunoști oameni noi, totuși nu le umple capul cu prostii. Fecioară. Relația de cuplu se desfășoară sub bune auspicii și ai șanse mari să repari golurile care s-au format în ultima vreme din cauza că ai cam neglijat partenerul. Dacă ești singur, a venit vremea să acționezi. Ai șarm și putere de convingere, deci treci la treabă. Balanță. Nu lăsa stresul și anxietatea să te izoleze de ceilalți și mai ales de partenerul tău. Fii deschis și comunică cu sinceritate. Te va putea ajuta să depășești mai ușor situațiile dificile dacă ești singur. Ia-ți viața în mâini, nu mai lăsa pe alții să hotărască pentru tine. Scorpion. Situația se îndreaptă în relația ta de cuplu. Vii cu niște soluții salvatoare, mai ales după ce îi mărturisești partenerului care sunt lucrurile care te enervează cel mai tare. Dacă ești singur, a venit vremea să strălucești. Nu fi timid, spune-i persoanei de care te-ai îndrăgostit ce simți pentru ea. Săgetător. Este un moment important în relația ta de cuplu. Spune-i partenerului ce ai pe suflet și detensionează atmosfera. Dacă ești singur, este o zi propice să întâlnești oameni interesanți în online. Nu lăsa oportunitățile să-ți scape. Capricorn. Dacă ai lăsat unele probleme din cuplu nesupravegheate, acum vei vedea consecințele. Păstrează-ți calmul și îndrăznește să abordezi subiecte sensibile. Dacă nu reușești să faci acest lucru cu persoana de lângă tine, înseamnă că stai lângă cine nu trebuie. Dacă ești singur, fii pregătit. Se anunță o întâlnire de zile mari. Vărsător. Dedică-i mai mult timp partenerului de cuplu. Cu siguranță are de ce să se plângă căci n-ai mai fost prezent în relație de ceva vreme. Dacă ești singur, nu dispera. Nu poți ieși în oraș, însă poți socializa cu prietenii tăi. Cu cât vei fi mai relaxat, cu atât îți va fi mai bine. Pești. Viața amoroasă se îmbunătățește. Șarmul și misterul tău cresc libidoul partenerului de cuplu. Se anunță momente fierbinți. Dacă ești singur, exprimă-ți pasiunea. Acționează. Nu aștepta ca totul să-ți pice în brațe.